Pe malul lacului din Valea Fetii își duce traiul, într-o căsuță modestă, o familie de oameni gospodari. Cei doi soți și-au încropit o mică gospodărie și o grădină cu legume pentru consum propriu. Sunt oameni harnici care muncesc de când răsare soarele și până seara târziu. Înconjurați de natură, de liniștea întreruptă doar de ciripitul păsărilor, cei doi soți duc un trai greu, dar nu se plâng. Bărbatul are 63 de ani și a rămas fără serviciu, iar acum muncește cu ziua. Am pus eu niște usturoi, niște ceapă, niște cartofi, am pus niște răsaduri, iar la fel să fac niște vinete, niște ardei, niște ce trebuie pentru grădină. Aveți și animale, am văzut? Am. Îmi plac animalele foarte mult, Am și câțiva porumbei, că fără porumbei nu pot să stau, de ce să spun? De mic copil am avut. Și căprițe? Și căprițe, da, și căprițe. Am două căprițe, un țap și, iar la fel, căprița mică mi-a făcut, pe 27 martie mi-a făcut și mie o ieduță. Cei doi soți duc o viață simplă, nu au curent electric și nici condiții bune de trai, dar sunt recunoscători și pentru puținul pe care îl împart. Dacă ai liniște de tot. Aer curat, mâncare are gust, o producem noi aici, vorba aia, în grădină, nu luăm de la piață. Deci fără chimicale, fără... V-ați încropit aici o mică grădină de legume? Mm-hmm. Care are gust. Și pentru că se apropie sărbătorile, oamenii se pregătesc așa cum pot. Pe unde mai mă duc eu? O să mai pun un ban deoparte, că trebuie și un ou acolo pe masă, o bucată de carne. Trebuie, da, într-adevăr. Trebuie să vin sărbătorile. Ce vrea Domnul, aia cade. Ca fiecare, un nou trebuie să-l ai pe masă, un cozonac de mâncare. Dacă avem bani de miel, bine, dacă nu luăm ștacâmuri. Noi să fim sănătoși. Prin campania Faptele Bune Sunt Lumină, fiecare ne putem implica, ajutând cu alimente neperisabile pe cei aflați în nevoie. Vă puteți alătura campaniei noastre și să fiți voluntari ai binelui, fiecare ajutând așa cum poate. Pentru persoanele aflate în situații vulnerabile, fiecare gest contează. Nădăjduim că și anul acesta puteți să fiți alături de noi, ca împreună să oferim daruri și surprize frumoase. La Vasiliada, în cei peste 23 de ani de activitate în domeniul social, desfășurăm... Și am desfășurat tot timpul diferite campanii și programe ca să-i ajutăm pe oamenii aflați în dificultate. Astfel, copii, bătrâni, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost primesc sprijin atât material cât și moral. Dacă vreți să vă implicați și să ajutați, puteți face donații la sediul Asociației Vasiliada, strada Nicolescu Plopșor 3A, număr de telefon 0351 117 8358 sau la orice biserică din Craiova.